Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod cu FS22 pe canalul Hosenka Games. În episodul de azi vom începe cultivarea terenurilor. Deci vom pune sămânță pe toate terenurile și să vedem ce mai ai mai întâi aici în ăsta. Și lui ăsta, dacă îi dau direct acum play de aici, oare unde se duce? Aia, faci mișto, se duce de la capăt. Temporary course, first, last. Aha! Da, așa că am descoperit ceva. Ia să vedem acum. Hai să-l bag pe aici. Și să-i dau așa, play. Op. Ia. Dă-i play de aici. Să ce cumva în dreapta. Cred că e în regulă, așa. Bă, nu știu, aici e destul de ciudat ăsta, zi. Bun, hai să închidem ăsta și vreau să văd după aia pe unde o ia. Oricum, uite, acolo exact unde e vița de vie îmi rămâne nearat, gen. Dar vedem. Vedem ce. Probabil că așa o să rămână. Oricum. Sunt curios să vedem pe unde intră ea. Următorul rând pe unde o ia. Aha, deci acolo. Ia, intră acolo oare? Bă, da, dar văd că tot așa lasă. Gen, una o face, una nu. Bun, hai să lăsăm aici momentan și vedem ce mai face el pe parcurs. Și noi, hai să mă apuc să dau cu var pe terenul ăsta. Dar mai întâi de toate ar trebui să descarc și eu aici ăsta. Fertilizatorul, așa, mă. Bun, și hai să dau, să pun var și să începem să dă cu var pe teren, pentru că, după cum vedeți, avem nevoie pe tot terenul de dat cu var. Pe ăsta l-am fertilizat în episodul trecut cu îngrășământ lichid, dacă vă aduceți aminte. Bun, o să mă iau și paleții ăștia de aici, pe care îi avem puși pe jos, și după aceea o să merg să încarc de acolo. Ia să vedem, ăștia sunt toți de... Da, hop. Așa, alt S. Ăștia sunt de... De var cu toții, nu? Da, toți trei sunt cu var. Hai să mă bag să încarc. Bun. Văd că avem 5 tone 368. O să-i las pe ăștia momentan. Și vedem pe parcurs cum consumă, pentru că ar vrea să nu prea mai îi las înșirați, așa, știi? Hai să-i fac eu puțin un capăt aici. Bun, o să îl las pe ăsta aici deocamdată să se ocupe și noi hai să vedem ce... Ăsta ce e cu el aici? Urcă în vehicul. A, ăsta a fost... a dat cu fertilizator aici, stadiu 2. Păi ăsta aș putea să-l iau să-l pun la semănătoare acum și să-i dăm drumul la treabă, zic. Iar, cer scuze. Da, deci terenul ăsta e pregătit cu stadiul 2 de fertilizare. Totul este ok, putem să-l punem la semănat. Voi pune pe terenurile astea de aici, voi pune soia, ovăz. Voi pune ovăz ca să mai obținem și niște paie.
Și de câte a văzut, o văzut se vinde ceva mai, mai binișor. Bun, hai să schimbăm aici pe ovăz. Mi se pare că ăsta e ovăzul, iconița la ovăz, dacă nu mă înșel, dar stai să mă uit. Da, deci ăsta e. Uite, vedeți, ovăzul se vinde cu maxim, am avut la tren 1522 per tonă. Și noi grâul l-am vândut cu, nu mai știu exact cu cât l-am vândut, dar văd că tot la fel a fost la tren. Noi l-am vândut aici, undeva la 800 și ceva de euro. Per tonă am vândut noi grâul. Oh, Biki. Aolo, trebuie să mă ocup în episodul de astăzi, să mă ocup neapărat și de sere. Că nu prea mai făcut acolo... Prea mai m-am ocupat de sere, să zic așa. Hai să punem și girofarul frumos. Bun. Am pus lucrătorul automat aici să semene ovăzul. Cât noi ne vom ocupa de terenurile de asta aici, de sus. Văd că aici mi apare să dau cu rola. Bun. Ce avem noi de făcut aici? Avem în prima fază de fertilizat. Hai să urcăm în JCB. Lasă asta aici, mă, să iau ăsta de fertilizat. Mi se pare că l-avem aici la vița de vie, dacă nu mă înșel. L-am folosit noi la vița de vie. Băiatul ăsta ce face aici? Lucrează? Bă, așa se pare. Că își face treaba acolo în continuare. Sau s-a înțepenit acolo. Ba nu, mișcă. E bine. Unde am lăsat mă eu? A, am lăsat-o acolo în garaj. Bun, hai să o iau să merg să-ți fertilizez și eu terenurile. Atât ăsta micu, cât și celălalt. Și am zis că punem floarea soarelui acest sezon. Pentru că... Să mai face și niște ulei din floarea soarelui. Pentru că acum ultima recoltă a fost cu floarea soarelui, cu rapiță. Am avut rapiță pe teren. Bun, și am început să utilizăm și cel de-al doilea stadiu. Păi știi ce am zis? Că să pun eu din aia. Dar ia, hai să punem noi, să vedem unde o pun. O din aia de container unelte, cred că nu. Asta? Atelier vehicule. Da, mă, din ăsta aș vrea, dar unde să-l pun eu? Oare aici? Mă las așa mai în partea asta, dar mie să nu... Aici pot să-l pun, oare? Mie să nu-mi strice din șosea. Ia. Ah, fac, vezi? Mi-a stricat, vezi? Hai să amenajăm puțin, să nivelăm. Ce mi-am făcut aici? Vai de capul meu ce am făcut aici. Nu e bine. Bun, haideți că am revenit. Din păcate, nu mi s-a salvat. Pentru că am ieșit de acolo fără să salvez, am ieșit din joc și... A trebuit să stau să pun iarăși, să fac toate lucrurile pe care le-am făcut până acum. Să pun tractorul John Deere la semănat, să-l pun pe la, să dea cu var, etc. Bun, hai să las pe ăsta aici să-mi dea cu fertilizator. What the... Fac, se întâmplă lucruri ciudate cu jocul. Apropo, mai devreme am primit și o eroare, să zic așa. Mi-a ieșit din joc, pur și simplu, ecranele negre. Mi-a ieșit din joc. Bun, ăsta văd că are puțin aici de dat cu plugul. După aia încerc să-l bag și pe rândurile pe care nu le-a făcut, gen pe astea, să vedem dacă le ia, știi? Da, sunt tare curios. Bun. Și hai să pregătesc John Deere-ul ăsta de semănat. Să pun floarea soarelui.
după cum v-am spus, dar hai să lăsăm pe... păi ce să mai, că mare foarte puțin. Și termină. Nu știu, ne-am pus semănătoare. Au, am partea asta. Gata, mi-am amintit. Așa, mă, să punem frumosul nostru John Deere și cel mai puternic. Opterul, parcă, nu? Așa se numește? Opter, da. Dăm aici cu spatele frumos, așa. Bun, tată, și hai să ne băgăm pe semănat. O să băgăm floarea soarelui, am zis de data aceasta. Bun, hai să punem, îl lăsăm pe ăsta aici să semene. Să-și vadă de treabă și ăsta a terminat primul stadiu, nu? Bă, da, hai să-l pun și pe terenul 21. Ca după ce termină John Deere-ul nostru de semănat aici, să-l pot să-l mut și pe partea cealaltă. Și mai bine, până dăm noi cu fertilizator în partea aia, îmi dă și ăsta, îmi seamănă aici. Bine, la el durează mai mult, dar... Și aș vrea să pun garajul la undeva totuși, ca să pot să fac și eu asta, ca să nu mă mai duc aia până în bază. Sau până la magazin, gen. Dar vedem. Ca să-i măresc raza de lucru. Dacă știți, celelalte sunt împrăștie mult mai mult. Dar dacă nu, o lăsăm și așa. Că pentru terenul ăsta care le avem aici, ăla face treaba acolo, face. Din câte am văzut, tractorașul e cam slăbuț pentru plugul pe care l-are momentan după el. Dar ați văzut, la deal se cam se descurcă cam greuț. Vedem care e treaba. Și oare la vie de cât atât trebuie să-i facem? Să fertilizăm, să-i dăm cu plugul și să-i tăiem frunzele alea și cu crenguțele uscate? Probabil. Ia să vedem ăla cumva, stai așa două secunde să mă întorc acum. Să mă uit să văd ce face și ăla cu varul. Dacă... Momentan nu mi-a scris nimic. Ia să vedem. Aha, a făcut mai mult de jumătate, perfect. Și oare mai are? Cred că mai are, că dacă era ceva m-a anunța, ca și cum nu mai are... Nu știu ce se întâmplă cu jocul, că tot agață de azi dimineață, de când am intrat să filmez. Chiar n-am idee ce se întâmplă cu el. Cred că știe că trebuie să se apropie să vină 25-ul și de asta face figuri. Până acum a mers, n-am avut probleme cu el. Așa, mă, tată, dăm aici. Hai mă, să lasă pe ăsta aici să-și facă treaba. Unde am ăsta aici, nu? Nu aici, stai că aici suntem la animăluțe. Ăsta mă interesează. Ia să vedem, avem ceva în el. Să dăm jos, nu mai avem. Hai să iau și ăsta. De ce nu mă lasă? What? Ce nu mă lasă să-l iau cu... Așa, mă. Să-l mut aici. Eu am luat și plugul ăsta să-l încerc. Dar, na, nu știu ce să zic. Bun, și ăsta îl voi reseta ca să nu mai stau să pierd timp în bază. Ca să mergem să golim și ăstea, serele, mă. De asta ziceam. Vizitează. Pentru că le avem aici, le avem full. Și plus de aia mai face și noi un bănuț. Ha. Cu șbichii. Te iau cu roata camionului. Hai să dăm aici pe încărcare. Am început să încărcăm. Mă duc până în spate să le iau pe toate și după aia mă trag aici în spate și las să se încarce. Bun. După aia trebuie să le și alimentez, să vedem de ce, cu ce m-au nevoie. Eu ce mănâncă bichii acolo. Bine că i-am pus și lui mâncărică.
Bă, văd că ăsta... Gata? S-a terminat din seara asta? Ia să vedem aici. Hai să ne uităm aici. Deci în prima seară am terminat cu roșiile. Hai să mai cumpăr niște fertilizatori să avem. Pentru că bani avem. Bă, uite că nu erau chiar așa. Înseamnă că le-am mai golit eu pe ăsta. Ce se întâmplă la... A, suntem full pe haine, om. Hai să-l pun pe ăsta să încarce. Și voi merge să descarc acolo paleții de hăinuțe. A, apropo, să mă uit și ce preț avem. Poate vindem totodată. Poate vindem și niște hăinuțe, dacă tot avem acolo fără număr. Bun, hai să trag o fugă la fabricuța de... la croitorie. Că văd că e plină și cu textil. Deci e mișto. A, oricum, uite ce avem aici, fraților. Uite câte haine avem. Când le-am vinde pe astea toate, valeu. Hai să încerc să mi le așez și eu tot așa frumos aici. Pac. Dar știi ce? Hai să ne uităm să vedem ce preț au. Pentru că dacă mă o să le vând, dacă e un preț bun, are rost să mă mai... 21.941 aici la noi. Bă, știi ce? Hai să le vindem, să scăpăm de ele. Că una la mână facem și niște bănuți și doi la mână ne produc și lag. Hai să terminăm cu serile și după aia vindem și astea. Oh, suntem full aici și mai avem o tură. Bun, hai să văd cum ies și eu de aici frumos, așa. Op. Așa, mă, tată, și azi mai facem și noi niște bani. Să avem pentru următoare investiții. M-aș băga pe căluți, sincer să fiu. M-aș băga și pe căluți. Vedem câți bani fac, poate ne băgăm chiar azi. Uite, știu, aia trebuie să-i călăresc, să-i antrenez ca să le faci bănuți. Dar vedem. Bun. Hai să iau și restul. Ce mai avem acolo? 34.800 am luat pe mașina asta cu legume. Hop. Dă-i și încarcă. Bă, eu zic că e super bine. Pentru că serele produc mereu. Ia-l și pe ăla. Și mai sunt astea două. Bun. Hai să merg să golesc și pe astea. După aia să mergem să încărcăm și paleții cu haine. Treaba e că nu știu unde să-mi pun eu căluții. Dacă iau. Ia să mergem puțin așa. Aș putea să-i pun pe aici, pe undeva prin zonă. Dar dacă pun și cai, uite, pe undeva pe aici. Oare îmi produc prea mult lag? Dacă nu, aș putea să cumpăr terenul ăsta de aici. Dar trebuie să mă duc să vedem dacă e suficient de drept. Și nu, parcă nu m-aș înghepsui nici cu totul aici. Dacă nu vedem, cumpăr un teren ceva mai micuț. Mai la distanță de asta. Uite, avem și niște carne. Știi ce? Hai să iau și pe asta. Hai să iau și pe asta. Bă, dar se vinde acolo? Ia stai să vedem dacă se vinde carnea la ăsta, la American, nu știu ce. Deci, cărnița, am zis. Ia să vedem unde e cărnița. Beef. De beef sau lamb avem, nu mai știu. Ah, numai acolo se vinde. Perfect, bun. Ia-le atunci. Atât? Alea sunt toate? 8 tone de cărniță, păi și în fabricuță oare nu mai avem? Nu mai avem carne, nimic? Lambă, uite, văd că mi-arată aici ceva. Schimbă modul de ieșire. Depozitare, păi și de ce nu la depozitatoare? The fuck? Habar n-am. Bun, hai să luăm și hăinuțele. Mă bat prima dată să le iau pe astea de aici, să poată să dea drumul la treabă fabrica. Așa. Mai spawnează ceva acolo? Nu. Și reușim să le luăm pe toate? Serios?
Ah, ba da, am reușit. Oh, nice. Bă, cât s-a intrat. A intrat toți paleții și cel de carne. Și acum țineți-vă, fraților, să vedeți bani. Țineți-vă să vedeți bănuți. Ăsta mare puțin și termină de semănat aici cu obăzul. Ia. Cât am zis, mă, preț? Stai să ne mai uităm o dată. La American, la haine mă interesează și am zis 21.000, aproape 22.000. Stai că s-a dus aiurea. Aproape 22.000 de euro per palet. Ia. Au. Uau, am făcut milionul, mă, fraților. Am făcut 1.059.000 de euro. Deci din toate produsele pe care le-am vândut am făcut 826.000 de euro. Perfect. Bun. Hai să lăsăm pe ăsta aici, închidem oblonul frumos. Și hai să vedem. Hai să vedem ce mai fac băieții noștri pe aici. Ăsta a terminat de fertilizat. O să mă duc să-l zis. Ba nu, am zis că dăm pe terenul celălalt, stadiu 2 de fertilizare. Bănuții ne scad acolo pentru că avem lucrătorii automați puși, pentru că n-am mai stat să fac un corspliu. Corspliu, v-am spus, mai mult l-am instalat pentru vița de vie, ca să nu stau eu, că nu pot să pun nici lucrătorul automat și de asta nu-mi place. Dar, deci ăsta mai are partea aia de semănat, da? Stai așa, bureana, hai să activăm și bureana și ăsta. Așa, deci mare partea aia de semănat, eu pot să mă bag pe stadiu 2, am zis, nu? Ia să vedem. Stadiu 1, da, hai să vedem cu stadiu 2 și după aia va trebui să-l pun pe rolă. Așa, mă, ăsta oricum e terenul mic, o să-l fac eu repede așa manual. De fapt, până ajung la ăla, că nu știu dacă termină ăla cu semănatul până voi termina eu aici. No, păi ce, eu mai am o trecere și l-am prins deja. Aproximativ. Bă, dar e profitabilă, n-ai ce spune. Este profitabilă cruitoria. Deci cruitoria e profitabilă pentru că se vinde foarte bine. Se vând foarte bine hainele. Deci de asta, e totul așa ok. Deci se merită. Deci se merită. Pe lângă cruitorie se merită și fabricuța de textil. Adică lână și bumbac. Ceea ce băgăm în ea în ora actuală. Bine, și decât atâta poți să pui, am văzut. A, apropo, după cultura asta de ovăz, ce am făcut? Am pus lucrătorul automat? Bă, da, l-am pus din greșeală. Dacă l-am pus. Am apăsat pe tasta din greșeală în loc să dau pe B, am apăsat pe H din greșeală. Bun, păi oricum trecerea asta și mă opresc puțin și vreau să trag o fugă până la băiatul ăla cu vița de vie, să vedem ce mai face acolo. Ăsta îl lăsăm aici. Hai să vedem ce face băiatul ăsta. Curcăm vehicul. Bă, hai să-l oprim. Hai să-l oprim pentru că pe aici s-a mai arat. Hai să încerc eu să-l bag pe rândurile astea pe care nu sunt făcute. Vedem dacă le face și pe astea. Dacă le-ar face și pe astea ar fi super. Eu o să iau din partea cealaltă. Dar din partea asta de aici cu porneala. Hai să-l băgăm pe aici să vedem. Ia. Hop, hop, hop. Curios să vedem încotro se duce. Bun, hai să nears așa, îi dăm play. Vezi dacă e încadrat, cred că perfect pe mijloc. Cred că, uite, ar lua în ambele părți. Sunt curios, deci o să stau special aici cu el, să vedem încotro aia. Uite, mă, vezi? Așa ar trebui să arate.
Bun, și acum el ar trebui, teoretic ar trebui să ia pe aici, pe partea asta. Dacă ține cont de cum a făcut până acum, adică una făcea, una lăsa și una o făcea iară. Da, acum vedem. Chiar sunt curios, ia. Aha. Hai că funcționează. Funcționează, oameni buni. Super așa. Da, mă, da. Asta zic. Aia, altceva, mă, acum. Hai că încet, încet îi dăm de cap. Încet, încet se pare că îl vom... îl vom dovedi pe, pe domnul. Dar vezi acolo, uite, pe dreapta tot, tot rămâne pe rângel. Ia să încerc eu să-i dau puțin mai la... așa. Acum ia tot? Bă, da, acum ia tot. Acolo a rămas puțin. Dar nu-i problemă, oricum sunt mulțumit că face. Chiar dacă mai rămân micuțe fâșii din astea, oricum face, face destul de, de mult. Bun, ăsta a terminat de semănat, văd. Hai să mă să-l pun și pe terenul celălalt. Nu. Nu strâng semănătoarea, că pot să, să trec așa. Bun, ca să termin și eu aici de fertilizat, după aia să pot să-i bag pe băieți pe rolă. Uite, cred că John Deere, ăsta, pe John Deere ăsta, după ce se seamănă terenul, voi pune pe, pe rolă. Bun, hai să dau aici cu H-ul și eu să mă duc în JCB să terminăm de, de fertilizat. Tot la fel voi face manual, pentru că ăsta e micus terenul și nu e, nu e nicio problemă. Deci terenul din bază, mi se pare că m-am să-i dau cu, cu rola, nu? Dacă nu mă înșel, din fermă. Mai avem să-l mai dăm cu rola, mai rămâne acolo puțin, ia, nu pot să mă încadrez așa să-l iau cu totul. Ba da. Ba da, ba da, ba da, ba da, ba da. Vezi, dacă mă încadram de prima dată ok, era în regulă. Bun, aici rămâne să mai dăm cu rola. Pe terenul ăsta micuț. Bă, ce să fiu, l-aș lua pe ăsta marele. Pe ăsta 22. Ca să... să facem toată producție. Da, așa, că să mă orientez. Uite, 12-le, e un teren micuț. Mai e iar 7-le, 1. Dar trebuie să mă o să vedem cum... ia asta cât costă 7-le. Nu mă lasă pe terenuri. Asta vine așa cu totuși. Cât e? 314.000. Păi nu e mult. Da, chestia e să nu fie dealuri. Mai e și ăsta. Mai e 38, iară, care e 148.000. Mă uit de terenuri că vreau să-mi pun căluții. Deci vreau să-mi pun căluții. Uite, mai e și 9-le aici, care e 99.000 de euro. E și aproape de noi. Da, deci trebuie să, să merg să... zi. Să mă uit să vedem cam cât de drepte sunt. Să putem să plasăm ăla de căluți. Așa. Bun, știi ce? Ca să nu stea ăsta degeaba... Între timp, hai să bag ăsta aici frumos și lăsăm, lăsăm pe ăsta aici și hai să-l pun să stea cu rola, pentru că la asta mai durează până, până seamănă el acolo. Așa, mă, tată, ca să nu stea degeaba, știi? Bă, ce bucuros sunt că am reușit să, să rezolv cât de cât acolo la datul cu plugul. Vreau dacă rezolvăm și cu... cu recoltatul și cu zi, cu alea, cu frunzele. Ar fi super dacă am reușit și cu alea să le, să le tăiem. Da, vedem. Vedem pe parcurs. Hai, mă. Bun, hai să lăsăm rola jos. Și să începem să, să dăm cu rola, tată. Trebuie mai să dăm cu rola. Bun, hai să-l las pe ăsta aici. Și eu vreau să fug până la terenul ăsta, am zis, nu? Vizitează, să vedem cât de drept e. Bă, da! E cât de cât ok.
Adică eu zic că putem să-l punem lejer. Să-l punem aici căluții. Ia să vedem. Animale, cai. Ăsta, 14 cai, 8 și 5. Și mănâncă ovăz. Uite, numai bine, facem și ovăz, iarbă și sorg. Cât e ăsta de mare? Oh, păi nu e mai așa mare ăsta. Nu pot să... În spate avem ceva. Văd că mi-apare ceva. Lasă aici, da. 14 cai. Ăsta ce avem? Grâu? Grâu, da. Oare să achiziționăm noi terenul ăsta? Hai să ne uităm și la altul. 34, am zis, am mai zis 12, hai să merg aici. Care e, mă, terenul? Că nu mai știu. 14, 12 în stânga. Din câte văd, nu prea sunt numerotate cum trebuie. Ăla nu are nicio șansă că e pe deal. Nu, gata, l-am văzut de aici, n-are rost să mă mai duc că e pe deal. Bun, și mai ziceam eu de unele, ziceam de 7-le ăsta. Și 8-ul, de ce nu? 7-8. Și ăsta e un pic cam în pantă. Și 8-ul. Ia să vedem 8-ul. 8-ul, bă, ăsta ar fi ok. Da, ăsta e ok. Ar merge aici. Deci ar merge. E cât de cât drept. Și văd că avem și porumb. Aici ce e? Magazin de fermă, jurnal, nu știu ce. Și mai e și unul, dar eu zic că aici n-are rost să mă duc pentru că e... Eu zic că e destul de ăsta. Doar că ăsta e 265.000. Parcă n-aș, da. Ăsta ar fi cel mai... Ba nu, am văzut să-mi unul la 99, ăsta. 9-le. Da, deci cred că la 9, la ăla rămâne, mă. La 34. Deci la terenul ăsta de aici vom rămâne pentru că e și ieftin. Hai să-l și cumpărăm, zic. Îl și cumpărăm, cumpără. Îl voi recolta pentru că avem grâu. Hai să merg să iau combina din bază. Doar că combina mea e sus. Corn header. Îi dăm o resetează la combina și... Da, hai să-i dăm și lui ăsta, o resetează. Bun. Și acum hai să fug să-mi iau combina. Ăsta a terminat aici de semănat. Mamă, iar am o grămadă de treabă. Hai să-l pun să dea cu rola. Vreau să mă apuc de recoltat acolo, grâul ăla. Nu voi plasa cai în episodul de azi. Voi... ne vom ocupa în episodul următor de ei. Acum mă mai ocup puțin de terenul pe aici. Hai să-mi spăl și o semănătoarea că e murdară. Dar mai întâi o parchez și după aia. Mamă, s-a pus header-ul pe ăla. Eu vreau să mă gândeam să mai iau și o combină. Vreau să iau o combină mai potentă. Că ați văzut acolo pe dealul ăla la sus la porumb, la fabrica de grâu. De ulei. E descurcat destul de greu asta. Eu mă gândeam să mai cumpăr una mai puternică și să o duc acolo sus și pe asta să o lăsăm aici. Bun, hai să-l punem pe ăsta să dea cu rola. După vin să spăl și o semănătoarea să rămână frumos acolo curată. Și... mă uit să vedem și ce combina avem. Așa. Bun, hai. Punem pe ăsta. Ia să vedem, la ofertă n-avem ceva. Nu aici, ci aici. Ia să vedem. N-avem, avem așa ceva. Uite un din ăsta aș lua. Dar n-are rost să-l cumpăr pentru că îl închiriez.
Bun, hai să ne uităm puțin la combine. Aș vrea o combină ceva mai puternică. Eu pe care o am, am ceva mod, dacă nu mă înșel, nu? Cred că asta. Da, și am undeva la 300 de căluți. Asta la 300 de mii. Mamă, cât a bun căroare. 3000 de cai. Ar fi interesant asta. Dar sincer să fiu... Nu știu cum se comportă asta. Modul. 300.900. Pentru care o 47 km pe oră. Viteza de lucru. Nu, viteza de transport. A, viteza de lucru i-o dă ăsta. Lizard. Bă, nu știu ce să zic. Configurație Colossus. Realistic. Așa are 15 tone. Bă, l-aș lua așa, sincer să fiu, să nu am probleme cu bunkerul. Ha? Sau să-l luăm așa. 50.000, 219.000, 72.600, 30.000. Bă, cred că 30.000 e suficient. 30.900. Așa. Mă interesează configurarea motorului. Aoleu, prinde 200 de km pe oră. 2000 de cai. 1500 de cai sunt suficienți. Sunt arhi suficienți, zic eu. Configurare roată. Șenile, echipament așa, camion pe șenile. Ăsta are, mă, din ăla, oare pot să-i pun? Marca roțelor roasă trebuie așa, Europa, Girofar Orange, nu vreau, mărci, yes. No, bă, da, aș vrea, chiar dacă arată așa, frame, ăsta ce e? Lizard. Ia să vedem lizardul, ce culoare are. John Deere. Hai să căutăm aici lizard. Pota, versatil. Ben versatil. Eu, din câte știu, e ceva tot pe verde. John Deere. Lime. Utes. John Deere. Fend. And Classic, Utesfar, Valtra. Bă, nu știu. Nu știu, dar e mișto așa. Facem toată. Care o avem noi? Slime Green. Oxbow Green. Deci avem slime-ul. Înapoi, hai să dăm pe slime. De ce mi-apare așa jos aici? Nu înțeleg. Slime green. Ia să vedem. Dă bine toată așa. Bă, slime green-ul ăsta. Culoare jantă o lăsăm așa. Hmm? Unde s-a schimbat frame? Aici. Hai să punem așa mai închisă, parcă. Bă, hai, așa o las. Așa o las, gata. Bun. Dă-i și cumpără. Așa, și acum am trebuie un header pentru dânsa. Aș lua un header pe care l-am eu deja. Mod, dar mai știu care e. Din astea, parcă nu. 18 metri, 18 metri, dar n-are trailer. A, eu din astea am, nu? 13,7, 13,7, asta la 17 km. Și facem și pe ăsta, culoare principală, John Deere, ăsta, așa frumos.
Frumos. Și lateral îi dăm ăsta, nu? Slime. Așa, mă. Cumpăr. What? De ce s-a oprit ăsta? De ce s-a oprit ăsta? Nu înțeleg. Nu înțeleg de ce s-a oprit. Dă-i, mă, lucrează aici în continuare și lasă-mă. Bun, hai să vedem combina. Șmecherie. Dar problema e că nu știu. Are, bă, cum place. Tașca asta are ea. Ia. Ha? Mă, că apare cu... Aia e, mă. Asta zi, mă, băieți. Noua noastră combina. Dar și viteză bună de deplasare. Bun, hai să merg să încep să recoltez și acolo. Are 70 de km pe oră. E Naisuleanu de Naisuleanu. Stai că am greșit. Îmi place că are și... Poate să-și ia header-ul după aia. Bă, uite și aici era bun terenul ăsta și era și aproape de noi. Dar e destul de mare, dădeam foarte mult pe teren. Așa am scutit, am dat 99.000 de euro pe teren. Hai să vedem și la treabă pe domnița, pe lașa. Bine, știi că nu mai trebuie să mă ocup eu de transportul header-ului. Dăm aici o desfoldare frumoasă. Bă, nu știu bunkerul cât i-am pus. Bă, dar îmi place verdele ăsta, sincer să fiu. A, să vedem o tătică. Bine, asta acum, că... După aia, fetița va merge sus. Hai să facem și ștepaie. Aia zi, mă, tată, mă, au cum merge, nici nu simte. Nici nu simte fetița asta. Merge cu 17 km pe oră. Și după aia aici va rămâne teren pentru căluți. Încerc să fiu, m-aș mai băga pe un teren. Un teren ceva mai mare ca să putem să producem mâncare pentru ei. Bă, dar e mișto, îmi place combina. Iar e mișto. Eu am omis acolo greu. Colossus 9000. Sunt curios să vedem cum se descurcă pedalurile alea de acolo, de la fabrica de ulei. Dar, sincer să fiu, eu zic că nu ar trebui să aibă probleme. Aia le vom strânge și paiele. Nu știu pentru cald, pentru cai, dacă îmi trebuie paie. Asta nu știu. Hai să las pe ăsta să termine aici. Ia să vedem ce mai face ăsta. Bă, uite că își face treaba, mă. Uite ce frumos a rămas în spate. Bun, mă, tătico. Am descoperit acum care-i șmecheria în mare parte. Vezi, trebuie să-l centrez puțin mai bine. Bă, știi ce aș mai vrea eu iar să văd? Un tractor. Mini-agricultură. Eu l-am pe ăsta, care are 114 cai. Ăsta l-am, nu? Ia să vedem. Mini... L-am la 114 cai. După cum vedeți, e cam greuț să descurcă la deal. Oare un tractor din ăsta mic?
mai mulți căluți. Dar încă pe apă acolo printre astea. Ha? Oare? Da, așa, să mă mut din asta ca să nu mai... Asta ce-a făcut mai? Așa, ca să vedem și noi mai bine. Deci, oricum, trebuie să monitez un tractor mic care să-mi încapă pe acolo. 95 de cai, dar astea sunt 117. Uite, cred că 117 a fi în regulă. Ăsta-l avem noi, 114. 100 cai. 117, noi avem 114. Bă, cred că 117 ar fi extra suficient. Ăsta cât are? 100. Că era interesant. Nu putem să-l mărim, din păcate. Ăsta are 135, dar mi-e frică că e prea mare. Valtra asta. Prea lată și că nu va încăpea pe rând. Așa, mai avem și John Deere-ul ăsta. Să vedem la moduri ce avem. Ah, uite că avem și moduri interesante, doar că... bă, UTB-ul. UTB-ul oare nu încape, mă? Care 200 de cai UTB-ul. Da, jucăm tot cu UTB-ul, 142. Uite Fiat-ul ăsta. 24.000. Oare încape pe rândul ăla? Configurare roată, îl las așa. Configurare motor. ...147, 135, 132, 147, 185. Bă, nu cred că avem nevoie de așa mulți cai. Că e vorba de arat. E destul de lat. Uite, punem roți înguste. Aha, ia să vedem. Hai să-l cumpărăm pentru 26.000 de euro. Aia, vedem noi ce facem cu el. Unde e? Uite-l. Cât arată. Ia, mă, hai să-l vedem. Cu roțile astea subțiri, e puțin cam ciudățel, dar... Mă interesează să vedem dacă are loc pe rând, dar nu cred, că pare prea lat, sincer. Chiar și cu roțile astea înguste. Aia, dacă nu îl vindem. Mamă, și cu viteza asta de deplasare. Revin. Și acum momentul adevărului, să vedem. Cum se descurcă băiatul, dacă intră printre rânduri. Asta mă interesează. Intră, bun. Perfect. Mergea și cu roțile alea mari. Că arată puțin ca în ciudățel. Ia, hai să-l punem și la treabă, că am plugul ăsta alb aici. Arată puțin ciudățel cu roțile astea. Îl voi încerca și cu roțile cele mari, să vedem. O să mă duc să... Hai să facem un rând și în vale și la deal mă interesează mai mult. Faci, mă, ceva asta sau? Bă, ăsta nu face parcă. Nu face, what the fuck? Pe atunci să-l returnez. Aș pune în locul celuilalt. Doar că mie că îi stric ruta.
Strig luta lui băiatul ăsta și aia mai trebuie, văd că face treabă bună acum. Da, el oricum pe aici a mai dat, dar vreau să facă treaba măcar. Bun, băi, păi acum o să-l las pe ăsta să-și termine treaba. Să se bagă pe partea aia. Dar știi ce? Acum că mă... Parcă mă mănâncă. Nu. Vreau să-l duc sus, dar nu-l duc, lasă-l aici, că în caz că nu merge ăla, îl punem tot pe ăsta. Hai să-l iau. Eu să-i măresc și roțile, pentru că are destul de mult loc. Sau, vedem cum se descurcă. Dacă nu-l las așa. Hai să vedem. Dacă el își ia cursul sau trebuie să iau alt curs. Fac alt curs. Dacă vede același curs. Aia mă interesează. Dacă nu... nu fac altul momentan. Îl las pe ăla să termine. Ce i-am dat. Ia. Știți că i-am zis care ăsta acum? Nu, aici. La tractoare mici. Ăsta? Nu. Are 147 de cai. Față de 114-15 cât avea ăla. What the fuck? Nu vrea să plece. Nu vrea să plece, fraților, dar nu știu de ce. S-a buguit. E. Bă, nu mai merge. Mă, ce are? Ăla-i mod? Cred că e mod, bă, înseamnă că are ceva mod. Mișcă, băi! Deci nu cred una ca asta. În fine, lasă-l așa. Și cu această problemă voi încheia acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați cu butonașul de like, butonașul de subscribe, să distribuiți acest video, să lăsați un comentariu. Eu am fost Sosenca Games și până data viitoare, v-am salutat! Pa, pa!